Credincioșii au venit la Catedrala Sfântul Dumitru cu câteva ore înainte de a începe procesiunea. Oamenii au participat la slujba de vecernie, au aprins lumânări și s-au rugat pentru ajutorul divin. Venisem pentru concertul cu holograf, am simțit că nu mi-e bine în sală și am venit aici la biserică pentru liniște și multă, multă rugăciune. Pentru familie și pentru copil și pentru atât, pentru noi. Pentru sănătate, pentru ferire de accidente, pentru buna mersoare și a țării și la toată lumea. De cum s-a lăsat întunericul, moaștele sfinților Nifon, Tatiana, Serghie și Vah au fost scoase din biserică și purtate pe străzile Craiovei. Oamenii au însoțit racla cu moaște și au înălțat rugăciuni la Dumnezeu. În orașul Craiova avem ocrotitor pe Sfântul Dimitrie și bucuria aceasta de a fi împreună cu el, îl cinstim și nădăjduim ca el să fie permanent cu ochii ațintiți spre cererile noastre, spre bucuria noastră. Sfântul Dumitru este ocrotitorul Craiovei. În fiecare an, moaștele celor patru sfinți sunt purtate în procesiune și de fiecare dată mii de credincioși participă la acest pelerinaj.